condoleanțe familiei îndoliate după tragedia de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Am ținut în permanență legătura cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Ministerul Sănătății, cu autoritățile locale, pentru a asigura că pacienții sunt transferați la spitalele din zonă. Este neacceptat să se întâmple aceste lucruri, un astfel de tragedie în spitale din România, și este o realitate pe care, începând în acest an, încercăm să o modificăm după 30 de ani, 20-30 de ani de zile în care nu s-a făcut aproape nimic pentru sistemul de sănătate din România. Ceea ce privește cauzele incendiului, nu mă voi pronunța în acest moment, așteptăm informațiile și vom vedea exact ce s-a întâmplat. Așa cum am cerut Ministerului Sănătății acum câteva săptămâni să pregătească valul 4 și acum, de fapt, acum câteva luni, să pregătească valul 4, am cerut acea anchetă pentru a vedea cum a fost pregătit valul 4. În acest moment este important ca Ministerul Sănătății să se uite exact care sunt soluțiile pe termen scurt, imediat, ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple. Știu foarte bine că este o presiune pe sistemul de sănătate în această perioadă pe termen scurt și așteptăm măsurile ca această presiune să fie redusă. În același timp, bineînțeles, am pus întrebarea și aștept răspunsul de la specialiști dacă această tragedie putea să fie evitată. Iar pe termen mediu este foarte important ca tot ce avem implementat, tot ce avem în Planul Național de Redresare și Reziliență să fie implementat pentru a avea un sistem sau o infrastructură spitalicească modernă, care să facă față tuturor situațiilor. Așa cum am spus, am cerut acea anchetă la Ministerul Sănătății, am vrut să văd cum s-a pregătit valul 4, mai ales când e vorba de 4-le ATI. Voi avea rezultatele, înțeleg, în acest weekend sau luni și le voi prezenta. Deja știm că am intrat în acest val 4 cu un număr insuficient de 4-le ATI. Ceea ce vedem astăzi este că nici secțiile ATI nu au fost pregătite pentru valul 4. Mai mult, a existat acel raport după tragedia de la Piatra Neamț. Există o evaluare și aș vrea ca Ministerul Sănătății să prezinte situația public, să arate cum au fost implementate acele măsuri din raportul respectiv și ce soluții au fost luate pentru fiecare secție ATI. Ceea ce privește astăzi, informația pe care le am eu, am luat două decizii. Primul, l-am sunat pe domnul primar al Constanței, Virgil Chițac, și am cerut să o demită din funcție pe doamna manager al Spitalului de Boli Infecțioase. În același timp, am semnat ordinul prin care l-am demis pe președintele RMCS, care, de când a intrat în funcție, n-a mai făcut nicio evaluare și era în atribuțiile domniei sale să facă evaluări și în ceea ce privește acreditările spitalelor din România. Mai ales că la acest spital din Constanța avem mai multe nereguli pe care le-am descoperit în acest moment. Este vorba de Agenția Națională de Management al Calității în Sănătate. Erau mai multe nereguli, dar revenind, am observat că domnia sa, domnul președinte, nu a făcut nicio evaluare. De momentul în care a luat președinția acestor spitale, nu a făcut o evaluare fizică la locul, la mers la spitale cu evaluatorii și s-a bazat doar pe declarație, pe proprie răspundere a managerilor de spital. Ultimul ordin care arată un program pentru evaluarea spitalului a fost semnat în decembrie 2020, s-a încheiat acel program, al nou președinte nu a făcut acest lucru. Eu demit pe domnul președinte pentru că este în subordinea Secretarului General al Guvernului și pot să fac acest lucru. Arată clar că nu și-a dus la îndeplinirea atribuției pe care le-am spus în ceea ce privește pregătirea valului 4. Mă aștept la aceeași intransigență de la Ministerul Sănătății sau orice altă instituție care avea atribuții în pregătirea valului 4 și nu a făcut-o. Vom avea, repet, rezultatele anchetei la Ministerul Sănătății în aceste zile, iar cei responsabili vor plăti cei responsabili pentru că nu au pregătit valul 4 vor plăti, indiferent de funcția pe care o dețin acum, ori au deținut-o la Ministerul Sănătății. Acestea sunt informațiile pe care le am eu în acest moment. În continuare,
Așteptăm mai multe informații, ancheta știți că este în derulare. Vreau doar să, iarăși, pentru că știu că în spațiul public se discută despre buget, că nu au fost alocați mai mulți bani, cei care invocă lipsa de bani. Bugetul alocat la începutul anului pentru Ministerul Sănătății, pentru Sănătate, a fost de 58,3 miliarde de lei. 58,3. Iar la rectificare au mai fost adăugate 4,5 miliarde de lei. Ieri, sau alaltă, miercuri, am adăugat încă 400 de milioane de lei, bani pentru, între care 70 de milioane s-au dus către secțiile ATI, iar restul către, pentru medicamente. Asta înseamnă că s-au alocat în acest an 5,7 miliarde de lei în plus față de 2020 și 10 miliarde de lei mai mult ca în 2019. În ceea ce privește Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța, au fost fonduri europene în valoare de 22,6 milioane de lei alocate pentru gestionarea crizei sanitare, din care 5 milioane au fost folosiți în anul acesta. Deci bani au existat, doar se pare că nu au fost folosiți cum trebuie în această situație. Și cred că știu că domnul Arafat deja a informat referitor la acest caz. Știți foarte bine, cred că informația deja l-aveți, că în 2017 și am documentul ISU Constanța, înștiințat Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, având în vedere că au fost făcute modificări structurale la clădire, este nevoie de ca spitalul să obțină avizul de securitate la incendiu. Știți bine că nici până astăzi spitalul nu a depus cereri de autorizare. Sunt mai multe astfel de nereguli pentru care am cerut demiterea managerului Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Sunt două decizii pe care am luat astăzi, dar repet, cum voi avea multe informații, nu voi ezita să cer ca cei care sunt responsabili, că nu au pregătit valul 4, așa cum am cerut încă de acum câteva luni de zile, să răspundă în fața cetățenilor și, bineînțeles, cu funcția. Vă mulțumesc. Cum vom avea mai multe informații, sunt sigur că cei de la Ministerul Afacerilor Interne, de la FAD, Ministerul Sănătății, vor veni și le vor prezenta. Mulțumesc.